Alarma a dat-o un tânăr afgan care a sunat la ambulanță să ceară ajutor. Fusese înjunghiat de mai multe ori și lăsat să zacă pe un câmp din apropiere de comuna arădeană Șagu. A fost operat de urgență de către medici chirurgi de gardă, iar în momentul de fapt este conștient, în stare stabilă și se află sub supraveghere medicală pe secția de chirurgie generală 1. Două zile mai târziu, pe același câmp, au fost găsite două cadavre, tot ale unor afgani. Polițiștii bănuiesc că acolo a fost o răfuială între grupări de imigranți care veniseră în zonă ca să treacă granița în Ungaria. Urmează să fie audiați autorii infracțiunilor. S-a dispus începerea urmăririi penale in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, respectiv omor calificat, fiind vorba de două victime ucise și o persoană care prezintă plăci prin înjunghiere. De la începutul anului, 1200 de fugari au fost prinși la frontiera cu Ungaria, numai în județul Arad. Numărul este dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.